Te-ai întrebat vreodată de ce ești capabil de lucruri ieșite din comun atunci când siguranța ți este pusă în pericol? Orice amenințare declanșează o cascadă de hormoni ai stresului, care produc în tine modificări fiziologice bine orchestrate, pregătind corpul tău fie pentru fugă, fie pentru luptă. Totul începe la nivelul creierului într-o mică regiune numită amigdală, care acționează asemănător unui senzor pentru posibile pericole. Când acest senzor detectează amenințarea în care te afli, produce o resetare a întregii funcționări cerebrale, astfel încât toate resursele tale sunt folosite pentru supraviețuire, chiar înainte ca tu să realizezi ceea ce se petrece. Astfel, amigdala trimite un semnal către centrul tău de comandă, numit hipotalamus, iar acesta acționează pe două căi. Activează sistemul nervos simpatic, care acționează ca o pedală de accelerație apăsată la maxim, și de asemenea, trimite un semnal pentru a-ți activa glandele suprarenale. Instant are loc o secreție importantă de adrenalină, noradrenalină, cortizon, precum și de alți hormoni, al căror rol este acela de a pregăti corpul tău pentru a face față situației imediat. Astfel, musculatura ta devine tensionată, ritmul cardiac și tensiunea îți cresc semnificativ, pupilele ți se dilată pentru a vedea mai clar, iar respirația ta se accelerează pentru a ajuta la alimentarea mușchilor cu mai mult oxigen, grăsimile și glucoza sunt metabolizate instant pentru a obține energia suplimentară de care ai nevoie. În același timp, sistemele neesențiale sunt oprite pentru a-ți economisi energia. Astfel, sistemul digestiv, cel imunitar și cel reproducător sunt suspendate. Detoxifierea și repararea celulelor sunt și ele blocate, iar intestinele și vezica sunt închise. Vasele mici de sânge de sub piele se contractă pentru a reduce o eventuală pierdere de sânge în cazul în care te-ai răni. Sunt eliberate endorfinele, care suprimă durerea și încep să transpiri excesiv pentru a-ți răci întregul sistem care funcționează la capacitate maximă. Practic, tot corpul tău este antrenat instant în a câștiga abilitatea fizică necesară pentru a scăpa din situația de amenințare în care te afli. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici, pe canalul nostru de YouTube.